Apocalipsa, capitolul 20, versetul 11, Ioan, inspirat de Duhul Sfânt, zice așa. Apoi, adică la sfârșitul veacurilor, am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici. Ce imagine terifiantă, înfricoșătoare! Am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după religia lui. Oare așa scrie? Și fiecare a fost judecat, zice în Biblie, îmi place că a fost pe fază, și fiecare a fost judecat după faptele lui, dar Biblia spune că mântuirea nu este prin fapte, ci în credință, dar întotdeauna credința este urmată de fapte, și prima faptă pe care o face un om care se întoarce la Domnul e că își dorește să se boteze în apă. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua sau iadul. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Și pentru că nu voiam să închei cu un amin la asta, cu toate că fiind cuvântul lui Dumnezeu, putem spune amin la tot ce este aici, dar aș vrea să închei într-o notă mai pozitivă. Prin urmare, voi încheia cu versetul 6 din același capitolul 20, unde Biblia zice așa. Fericiți și sfinți. Mă uit la voi, eu cred că sfinți sunteți prin credința în Hristos. Dea Domnul să fim și fericiți în seara asta. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Și îmi place așa de mult ultima propoziție, eu o să o citesc cu voce tare și apoi o să repetăm împreună. Asupra lor, a doua moarte n-are nici o putere. Aș vrea să repetăm împreună propoziția asta. Haideți să repetăm. Asupra lor, a doua moarte n-are nici o putere. Și pentru că ați repetat atât de fain, vă rog să mai predicați o dată împreună cu mine. Asupra lor, a doua moarte n-are nici o putere. Slăvit să fie Domnul! Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul! Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul! Nu îndrăznesc să zic și a patra oară că ați zis niște aminuri fenomenale. Vă rog să vă așezați. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Dar nu doar că e un Dumnezeu viu care stă undeva în afara spațiului ăsta și se uită la noi să vadă ce facem, ci un Dumnezeu care se implică în viețile noastre. Am fost bucuros să fiu aici alături de păstorul vostru. Noi, Biserica Lumina din Oradea, ne-am rugat pentru el, alături de sute de mii de creștini, ca Dumnezeu să lucreze în viața lui. Frate Baciu, dovada că Dumnezeul nostru, încă o dovadă că Dumnezeul nostru ascultă rugăciunea, e faptul că ești astăzi aici. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Aș vrea să vă vorbesc în această zi despre o zi despre care vorbește Biblia, despre ziua judecății de apoi. Dar înainte de asta am o întrebare. Ce ai vrea ca oamenii să știe despre tine în ziua înmormântării tale? Las intenționat o pauză ca să te gândești bine. Nu vreau să răspunzi cu voce tare, că se mi-a întâmplă câteodată că cineva așa, într-un elan extraordinar, se gândește să răspundă cu voce tare, dar aș vrea să te gândești ce ai vrea să știe oamenii despre tine în ziua când vei pleca din lumea asta. Eu am declarat-o public de mai multe ori că nu-mi plac înmormântările. Motiv pentru care am spus-o că nu voi participa nici măcar la înmormântarea mea. E adevărat că trupul meu probabil va fi acolo dacă nu vine Domnul în timpul vieții noastre, însă când frații vor tărăgăna cântările care se cântă tărăgărat la înmormântările noastre, când mă vor lăuda, că așa se întâmplă cu păstorii, de obicei cei mai buni după ce mor. Eu le-am spus-o celor din biserica pe care o păstoresc, dacă vreți să mă lăudați, lăudați-vă acum.
că după aia nu mai contează. Când se vor desfășura lucrurile astea, eu n-am să fiu acolo. Cu mine se vor împlini cuvintele pe care le spune Ioan: vine vremea, vine clipa când îl vom vedea pe Iisus față în față. Și aș vrea ca toți cei care vor participa, dar vreau să specific, eu n-aș vrea ca vreunul dintre voi să participați la înmormântarea mea, ci eu mi-aș dori ca în timpul vieții mele și în timpul vieții voastre să se audă strigarea: Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Îmi doresc din toată inima să se împlinească cuvintele prorocului Maleahi: în timpul vieții noastre să răsară soarele neprihănirii, care este Iisus Hristos, să se împlinească versurile lui Traian Dors, care spune: în ziua învierii va fi prima dată când va ninge de la pământ înspre cer, în cea mai ciudată și frumoasă ninsoare din câte au fost vreodată, pentru că tot ne anunță ăștia că se schimbă clima, da, se schimbă atât de grav, încât va ajunge să ningă de la pământ înspre cer, în ziua în care se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos. Eu aș vrea ca, dacă cumva, prin absurd, teoretic, nu-mi doresc asta, se va întâmpla ca vreunul dintre voi să participați la înmormântarea mea, să știți despre mine un singur lucru: că numele meu e scris pe o listă exclusivistă. Și lista asta exclusivistă poartă un nume pe care l-am găsit aici în textul citit. Se numește Cartea Vieții. Și că în clipa aceea eu n-am să fiu acolo. Apropo, vreau să fac aici o paranteză. Învățați să-i apreciați pe cei dragi câtă vreme trăiesc. Știți că Biblia spune despre familie că în cer vom fi ca îngerii. Nu știm care este statutul familiei în veșnicie. De aceea creștinii evanghelici apreciază atât de mult această instituție creată de Dumnezeu. De ce? Pentru că suntem părinți doar o dată în lumea asta, suntem într-o familie doar o dată în lumea asta. În cer, spune Biblia, vom fi ca îngerii. De aia, știți, scria un poet român la înmormântarea mamei sale: ce păcat că nu mai ești măicuță, că te-ai dus fără de timp în lut, ce pantofi ți-aș fi luat acum și ce haină azi ai fi avut. Sunt momente când regretele legate de cei dragi sunt prea târzii, de aceea nu uitați paranteza asta. Învățați să-i apreciați pe cei pe care Dumnezeu i-a îngăduit lângă voi câtă vreme trăiesc. Amin. Dar revin la întrebarea. Ce ai vrea ca oamenii să știe despre tine ziua înmormântării tale? Eu v-am spus, dacă vreunul dintre voi participă, vreau să știe despre mine un singur lucru: că numele meu este scris în Cartea Vieții. Dar vreau să te întreb pe tine, ai tu siguranța asta? Ai tu siguranța că numele tău e scris în Cartea Vieții? Observi, nu te-am întrebat, faci parte din cultul creștin pentecostal sau faci parte din cultul creștin baptist sau adventist sau ortodox sau catolic? Ești pe vreo listă în vreo biserică? Am început să păstoresc o biserică micuță lângă Oradea foarte devreme și mi-aduc aminte că a venit la mine un domn care voia să se facă membru la noi în biserică fără să se boteze. Și la noi e imposibil să fii membru fără să fii botezat. Dar l-am întrebat: bun, dar cum stă treaba? El mi-a zis așa: eu mi-am făcut membru și la biserica ortodoxă, am rezolvat și la catolici și acum aștepta să se ducă și la frații baptiști. L-am și sunat pe pastorul baptist, zic: vezi că-ți trimit un om, vrea să se facă membru și la voi. Și i-am zis: mă, omule, cum vrei tu să te faci membru? El zice: domnul pastor, vreau să mă fac membru, nu vreau să mă botez în apă, pentru că vreau să fiu și pe lista voastră. Eu m-am pus pe toate listele de biserici din localitate, că atunci când se termină lumea, nu știu cine are dreptate și vreau să fiu sigur că-s pe toate listele. Dar i-am zis: omule drag, cel mai important e să fii pe o singură listă, lista lui Dumnezeu. Eu vă întreb în această seară, aveți siguranța că numele vostru este pe lista asta? Vedeți, e un epitaf foarte frumos, epitaful e inscripția aia adresată pe cruce, pe monumentul funerar. Omul care se duce vrea să lase ceva înscris acolo și undeva în America, pe o cruce, pe un monument funerar, e următoarea inscripție. Omul care s-a dus a scris așa: eu sunt azi unde vei fi și tu într-o zi. Pregătește-te, străine, să mă urmezi. Și a trecut cineva pe acolo și a inscripționat sub epitaful acesta următoarele cuvinte: să te urmezi nu mă mulțumește până când nu aflu unde ai ajuns. Întrebarea mea: ai tu siguranța că atunci când vei închide ochii pentru ultima dată în lumea asta, în următoarea fracțiune de secundă, vei deschide ochii în veșnicie? Fanny Crosby, una dintre cele mai mari compozitori, sau unul dintre cei mai mari compozitori de muzică creștină, o femeie de culoare care s-a născut oarbă, a fost odată întrebată dacă nu-i supărată pe Dumnezeu că s-a născut fără vedere. Și ea a zis așa:
dacă aș fi putut să vorbesc cu Dumnezeu înainte să mă nasc, ceea ce vă rog frumos să rețineți, e imposibil, noi nu credem în preexistența sufletului, dar teoretic vorbind, dacă aș fi putut să vorbesc cu Dumnezeu înainte să vină lumea asta, femeia a zis, i-a și spus lui Dumnezeu să mă nasc așa cum a hotărât el să vină lumea asta, fără vedere. Și cel care a adresat întrebarea a zis, Feni, cum poți să spui așa ceva? Cum adică i-ai fi spus lui Dumnezeu să te naști fără vedere? Și a adăugat și a spus, i-a și spus lui Dumnezeu, Doamne, fă să vină lumea asta așa cum ai decis Tu, fără vedere, pentru că voi cei care aveți ochi vedeți o mulțime de lucruri pe care mai bine nu le-ați fi văzut niciodată, dar eu, a zis ea, când voi deschide pentru prima dată ochii, voi vedea chipul Domnului Iisus Hristos. A și compus o cântare pe care ai noștri încă n-au tradus-o în limba română, o cântare superbă în limba engleză, care zice, când vom deschide ochii pentru prima dată cu adevărat, vom vedea chipul Domnului Iisus Hristos. Oameni dragi din Ibănești, indiferent de religia din care veniți, aveți voi siguranța asta că atunci când veți face pasul acesta înspre veșnicie, fie că va fi prin moarte, fie că va fi în momentul când se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare, aveți voi siguranța că veți sta în fața lui Iisus Hristos și El va spune, vino rob bun și credincios. Vreau să vă mărturisesc ceva. Sunt sigur că atunci când voi pleca din lumea asta, de voi fi atât de bătrân și bolnav încât nu voi mai putea păși pe picioarele mele pământești. Când mă voi trezi în veșnicie, voi sta în picioare, pe picioarele mele cerești. Când de voi fi orb, când voi închide ochii în lumea asta, în următoarea fracțiune de secundă, când voi deschide ochii în veșnicie, voi vedea chipul Domnului Iisus. De voi muri cumva de vreo boală incurabilă, când voi sta perfect curat în fața Domnului Iisus Hristos, am siguranța că El îmi va spune, vino rob bun și credincios. Și nu o spun cu aroganță, nu pentru că mă consider în vreun fel superior față de vreunul dintre voi de aici, nu sunt decât un simplu păcătos iertat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să te întreb în această seară, draga mea, dragul meu, ai siguranța asta? Dacă n-ai nici măcar această fărâmă de siguranță, dacă n-ai nici măcar această fărâmă de certitudine, aș vrea acolo unde ești, pentru că această casă se va numi o casă de rugăciune, în adâncul ființei tale, să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să știu că numele meu este scris în cartea vieții. Știți că spune psalmistul David la un moment dat într-unul dintre psalmi, Doamne, cercetează-mă! Și asta este și rugăciunea mea pentru seara asta, cercetează-ne, Doamne! Mai zic o dată, cercetează-ne, Doamne! Mai zic o dată, cercetează-ne, Doamne! Dar David îndrăznește și adaugă și sunt curios dacă aminul vostru va fi la fel de hotărât la continuarea rugăciunii lui David, zice, Doamne, încearcă-mă! Dacă nu vă răspunde cercetării, Doamne, încearcă-mă, Doamne, dar vezi dacă sunt pe o cale rea și dacă sunt pe o cale rea, du-mă pe calea veșniciei. O, rugăciunea mea pentru seara asta, înaintea lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, este aceasta. Cercetează, Doamne, locul acesta. De la cei care stau în picioare, în spate, până la cei mai mici copilași, Doamne, toți să fie cercetați de prezența Ta prin Duhul Sfânt. Și de va fi cineva ce nu va răspunde acestei cercetări pe care Dumnezeu o face la nivelul nostru sufletesc, Doamne Dumnezeule, de nu va răspunde cineva acestei cercetări, încearcă-ne, Doamne. Numai trei au zis amin aici. E greu să zici amin la încercare. Dar David zice, Doamne, dacă vezi că sunt o cale rea și n-am răspuns cercetării, Doamne, încearcă-mă. Dar important este să știu că m-ai luat de pe calea aceea care duce la pierzare și la moarte și m-ai pus pe calea veșniciei. În seara asta Dumnezeu e aici. Mai zic o dată, în seara asta Dumnezeu e aici. În seara asta Dumnezeu te smulge de pe calea aceea care duce spre moarte din cauza păcatului din viața ta. Te smulge pentru că Biblia spune, smulge-ți-i ca din foc și te pune pe calea veșniciei. Ar vrea să fii în stare să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, te rog frumos, dă-mi putere inimii mele, cum zice fericitul Augustin într-o rugăciune, dă putere inimii mele să te dorească, dorindu-te să te caute, căutându-te să te găsească, iubindu-te să te iubească, căutându-te să te iubească și iubindu-te să înceteze să păcătuiască. Pentru că mi-aș dori ca Dumnezeu să ne lege tuturor inima de cer. În urmă cu ani de zile mi-aduc aminte că după terminarea unui program a venit o doamnă la mine și mi-a zis, domnul pastor, eu m-am decis să mă pocăiesc, dar vreau mai întâi să mă las de fumat.
Și când am auzit chestia asta, am auzit de multe ori, mai ales când vine vorba de fumat, pe oameni zicând treaba asta. Eu mă las de fumat. Și am zis, Dumnezeu să vă ajute. Și mi-amintesc că la un moment dat, la vreo 2 ani de zile, poate un an și ceva, eram în aceeași localitate. Și aceeași doamnă a venit la mine, de data asta n-am recunoscut-o, s-a uitat la mine, m-a întrebat dacă o recunosc. Și acum, de obicei, când oamenii te întreabă dacă îi recunoști, ca să fii politicos, nu știi ce să zici. Ridici așa din umeri, am zis, parcă vă știu de undeva, și femeia cu multă onestitate mi-a zis, după cum vă uitați, clar că nu vă mai aduceți aminte, dar aș vrea să vă aduc aminte că în urmă cu un an și ceva, cu 2 ani de zile când ați fost aici, am venit la dumneavoastră la final și am zis că vreau să mă pocăiesc și vreau să mă las de fumat și v-ați uitat la mine și mi-a spus Dumnezeu să vă ajute. Dar v-ați uitat cu neîncredere. Nici dumneavoastră nu prea credeați că se va întâmpla ceva. Seara m-am dus acasă și m-am rugat. A doua zi dimineața a venit o vecină la mine, mi-a zis să bem o cafea și iarăși am fumat. Și după ce a plecat vecina de la mine, m-am pus pe genunchi și am spus lui Dumnezeu așa: Doamne Dumnezeule, fă ce vrei cu viața mea, dar nu vreau să mai fumez. Și frate zice, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Zic, cum? Dumnezeu m-a binecuvântat cu o boală că n-am mai putut fuma. Eu n-am mai auzit niciodată treaba asta. I-am auzit pe oameni zicând, mă bucur că n-a zis amin la asta. I-am auzit pe oameni zicând, Dumnezeu m-a binecuvântat cu casa asta, Dumnezeu m-a binecuvântat cu nu știu ce lucru. Dar n-am mai auzit până atunci pe cineva zicând, m-a binecuvântat Dumnezeu cu suferință, pentru ca prin suferința aceea Dumnezeu să-mi schimbe viața. Și mi-a zis, nici dacă aș fi vrut, n-aș mai fi putut fuma. Apoi m-am înscris la botez și când am intrat în apa botezului, Dumnezeu m-a vindecat și de boala aceea. Aș vrea în seara asta Dumnezeu să se atingă și de tine. De aceea rugăciunea mea este, cercetează-ne, Doamne. Și din nou vom răspunde cercetării, încearcă-ne, Doamne. Dar du-ne pe calea veșniciei. Din textul pe care l-am citit, am vreo 4 puncte. Acum suntem la introducere, ca să vă încurajez. Amin. Avem vreme, facem noapte de veche. Stați liniștiți, oameni dragi. Sunt 3 sau 4 puncte în predica aceasta. Ioan zice, în ziua judecății de apoi vor fi 4 lucruri și zice, văd 4 lucruri. Văd o judecătorie care coboară de la Dumnezeu, în fața căreia totul dispare. 2. La judecătoria asta, pe tronul acela mare și alb, văd pe cineva stând. E un judecător. În al treilea rând, în fața judecătorului, zice, am văzut morții mari și mici. Nu se referă la mărimea lor fizică, în mod evident, ci se referă la statutul lor social și statutul lor spiritual, adică păcătoși mari și mici sau oameni indiferent de statutul lor social, stând înaintea dreptății lui Dumnezeu. În al treilea rând, am văzut un inculpat. Și în al patrulea rând, am văzut niște cărți care s-au deschis. Și fiecare a fost judecat după faptele lui, după cele ce erau scrise în cărțile acelea, ca la orice instanță sunt niște probe. O judecătorie care vine de la Dumnezeu. Un judecător, un inculpat. Și în al patrulea rând, niște dovezi care sunt în mâna lui Dumnezeu. O judecătorie? Da. Zice Ioan, am văzut din cer de la Dumnezeu și imaginea asta este una simbolică pentru că această carte Apocalipsa este scrisă într-un limbaj metaforic, simbolic, e ca o poezie. Zice, am văzut coborând un scaun de domnie mare și alb care reprezintă instanța lui Dumnezeu și scrie acolo ceva. Zice, și cerul și pământul au fugit dinaintea acestui scaun de domnie. Știți ce înseamnă asta? Ia imaginați-vă toți cei ce sunteți în locul acesta că dintr-o dată dispare cerul și pământul, dispare cortul acesta, dispare scena, dispărem cu toții, de jur împrejurul tău e doar alb și stai în fața lui Dumnezeu. De ce spune Ioan asta? Pentru ca omul să nu mai aibă iluzia că se poate ascunde undeva de Dumnezeu. Știți care e primul gând al unui om când păcătuiește? Care a fost primul gând al lui Adam când a păcătuit? Primul om din istorie, spune Biblia, că atunci când a trăit în neascultare de Dumnezeu, încălcând porunca lui Dumnezeu, primul lucru pe care l-a făcut, ce a făcut? S-a ascuns. Eu vă întreb, te poți ascunde de Dumnezeu? Ce ziceți voi? Ca niște copii. Ca un copil
care se răscunde de tatălui și tata vine din spate și îl bate discret pe umăr. Adame, unde, unde ești? Domnule dragă, vreau să te întreb ceva. Care a fost primul tău instinct atunci când ai păcătuit? Când ai făcut un lucru despre care propria conștiință ți-a spus, mă, lucrul ăsta nu-i bun. Știi care a fost primul instinct? Știți care e primul gând? Cum să fac să nu știe nimeni? Ăsta e primul gând. Oricât ar zice omul, bă, nu cred în Dumnezeu, nu-mi pasă de Dumnezeu, e în om, în fiecare om, o scânteie care se numește conștiință. E cugetul pe care Dumnezeu l-a pus acolo în tine, care fie te învinovățește, fie te dezvinovățește. Chiar dacă tu spui, bă, n-am nicio treabă cu Dumnezeu, conștiința asta spune, lucrul ăsta pe care tu l-ai făcut nu-i bun și primul gând este, cum să mă ascund? Ăsta e primul gând. I-am văzut pe copii și i-aș întreba și pe ei. Când faceți ceva despre care știți că tata și mama, nu știu, aș întreba pe care v-am, nu știu. Când faceți ceva despre care știți că tata și mama nu sunt foarte bucuroși, știți care e primul gând care vă trece și vouă prin minte? E exact acesta. Știu că eram copil și mama a primit o vază de la tata. Nu uit niciodată vaza, era o vază galbenă, made in China. A primit-o, mi se pare, era de 8 martie, foarte interesant, vă spun toată povestea acum, că dacă tot avem timp și a zis amin că la noapte de veche, vă povestesc tot. Și mi-aduc aminte că m-am dus cu mama în oraș la o consignație. În vremea aia, consignația era un fel de second hand în vremurile noastre și am văzut o vază galbenă urâtă. Și îmi zice mama, mă, nu știu cine și-ar pune vaza asta în casă. A doua zi, 8 martie, învelit într-un ziar, Crișana, că eu de la Bihor, mama primește de la tata ceva ce părea a fi o vază. M-am uitat, eram în rândul întâi, la tribuna întâi, m-am uitat la vază. Când am desfăcut ziarul, era fix vaza aia galbenă urâtă. Mama se uită la vază și zice tatălui, fără să clipească, vai ce frumoasă e vaza asta. Și eu eram acolo în față și zic, pe bune? Uitându-mă în ochii ei, mi-am dat seama că ceea ce spunea reflecta realitatea care exista atunci în sufletul ei. Era sinceră. De ce? Pentru că dragostea înnobilează un lucru care pare urât în ochii tăi. Dragostea îl transfigurează. Uitați-vă voi la oameni îndrăgostiți. Te uiți la câte unul și zici, bă, ăsta nu vede bine? Sau asta nu vede bine? Și întotdeauna părinții când se uită la proprii copii spun, ăsta e cel mai frumos. De ce? Că dragostea înnobilează, transformă. Am văzut odată un tată uitându-se la copilul lui desfigurat de boală și îmi spune, frate, văd că ție ți este greu să te uiți la el, dar în ochii mei este cel mai frumos. Și mama, când a primit vaza asta, a ținut foarte mult la ea. Până când eu cu fratele meu, Beniamin, fiul dreptei, am reușit să facem dintr-o vază două, aproximativ egale. La o dispută pe care am avut-o între noi, la o discuție mai, că pocăiții nu se ceartă, dar mai au anumite discuții, am reușit să împărțim vaza aproape în mod egal. Când ne-am trezit fiecare cu partea lui de vază, știind cât de mult ține mama la vază, văd că acum sunteți mai atenți și pruncii, sper să nu le dau idei, toți sunt cu notițe. Ne-am unit forțele amândoi și am zis, mă, cum facem cu vaza? Am lipit vaza, cum am știut noi, am pus-o exact prin locul prin care știam că mama trece când vine de la muncă și am stat amândoi așteptând ca mama să vină, cum s-a deschis ușa, mama a trecut, neatentă fiind, întuneric în hol, s-a atins puțin de vază, vaza a căzut, s-a desprins în două, iar noi cu ochii mari am zis, mamă, ce ai făcut, ai spart vaza. Săraca n-a știut niciodată de treaba asta până când am povestit eu la o predică și s-a supărat așa de tare pe mine că a ieșit în timpul predicii afară. Primul nostru gând, încă de când suntem copii, atunci când n-ascultăm de porunca lui Dumnezeu, e asta. Cum să fac să nu știe? Cum să fac să nu știe nimeni? Dar Biblia spune că în ziua judecății de apoi, din cer de la Dumnezeu, e o cântare care zice, o, ce zi glorioasă zi va fi! Coboară instanța lui Dumnezeu, cerul și pământul dispar. De ce? Pentru ca omul să nu mai aibă iluzia asta copilărească că ar putea să se ascundă undeva de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul cu care noi avem de-a face, spune Biblia în Evrei, în fața lui totul este gol și descoperit. Vedeți, noi am purtat măști în perioada pandemiei și unii dintre noi continuăm să le purtăm, chiar dacă nu-s măștile astea. Mă înțelegeți ce vă spun? Mă iubești? Te iubesc. Cum ești? Bine, slăvit să fie Domnul. Cum e la voi? Foarte bine. Dă-i cu verseci în stânga, dă-i cu verseci în dreapta. Dar e cineva care știe.
Bărbatule, tu care ești aici în această seară și zâmbești, știe numai Dumnezeu ce e în inima ta. Femeie, ești în seara asta aici și se uită oamenii la tine și au senzația că ești foarte fericită. Și aia care se uită la tine, draga mea tânără, pe Facebook, au senzația că ai cea mai fericită viață. Oameni dragi care sunteți astăzi în locul acesta, unii se uită la voi și vă invidiază, dar știe Dumnezeu ce e în casa voastră. Știe Dumnezeu ce e în sufletul vostru. Știe Dumnezeu ce e dincolo de masca asta pe care o punem în exteriorul nostru. Dar vreau să vă garantez ceva, în ciuda faptului că Dumnezeu știe, El totuși ne iubește. Și asta este taina dragostei lui Dumnezeu, acelui Dumnezeu care în Hristos a coborât în lumea asta pentru ca să moară pentru păcatele noastre. Și când era pe cruce, se ruga pentru cei care îl crucificau și spunea: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dar îndrăznesc să vă întreb cu mult curaj ceva: oare soldații aceia romani care au luat mâinile lui Hristos și le-au pironit pe cruce, oare nu știau ei că lucrul ăsta doare? Ba da, dar în ciuda acestui lucru, Hristos mijlocea pentru ei cu această expresie absolută a dragostei lui Dumnezeu: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și Biblia ne spune că în clipa de față, chiar acum, avem la dreapta Tatălui mijlocitor care este Iisus Hristos. Și El mijlocește pentru noi cu aceeași rugăciune înaintea Tatălui: Tată, iartă-L că nu știu ce face. Dar Domnule drag, dă-mi voie să te întreb cu mult curaj, oare n-ai știu ce faci? Atunci când ai încălcat porunca lui Dumnezeu, n-ai știut că asta e păcat? Ba, ai știut. Oare n-ai știut că e păcat lucrul ăla pe care îl faci? Ba, ai știut. Oare n-ai știut, ba, propria conștiință spunea: nu-i bine, drept dovadă ai ascuns. A zis să nu știe nevastă mea, să nu știe bărbatul meu, să nu știe copiii, să nu știe păstorul, să nu știe oamenii. Dar vreau să te avertizez, e cineva aici care știe. De El nu ne putem ascunde niciunul dintre noi. El e prezent în locul acesta, ba, El e prezent în fiecare clipă din viața ta. El știe, El știe și lacrimile tale, El știe și faptele tale, El știe și durerile tale, El știe și bucuriile tale. Și pe El nu-L poți înșela, da? Pe aia care stau pe net și se uită la tine îi poți înșela, pe păstorul poți înșela, pe copiii îi poți înșela, pe oamenii de lângă tine îi poți înșela. Dar e unul pe care nu-L poți înșela și acela este Dumnezeu. Și vreau să proclam în această zi, așa cum făcea marele preot când venea în templu: Iahve Shama, Dumnezeu e aici. Mai zic o dată: Iahve Shama, Dumnezeu e aici. Mai zic o dată: Iahve Shama, Dumnezeu e aici. Și Dumnezeul acesta se uită la tine și spune în seara asta: cu toate că știu care este viața ta, cu toate că știu care sunt păcatele tale, cu toate că știu că sufletul tău e desfigurat de păcat, în ciuda faptului că în exterior arăți foarte bine, și cu toate acestea, zice Domnul, te iubesc. Poate unii se întreabă: mă, de ce ori organiza pocăiți evangelizarea? Asta o iei vreun interes aici, îți ceva interese la mijloc. Așa-s oamenii. În vremurile din urmă spune Biblia că oamenii vor fi bănuitori și se gândesc: bă, ceva se mișcă. Ascultați-mă, e un singur interes. Să vă spunem un singur lucru: lui Dumnezeu îi pasă de tine. Îți voi mai spune o dată: lui Dumnezeu îi pasă de tine. Îți voi mai spune o dată, poate pentru că nu mă crezi: lui Dumnezeu îi pasă de tine. Și tu spui: de mine? Păi nici mie nu mai îmi pasă. Am stat de vorbă cu cineva în urmă cu câteva săptămâni și mi-a zis: domnul pastor, degeaba îmi spui mie că Dumnezeu mă iubește, eu însumi nu mă mai pot iubi după toate lucrurile rele pe care le-am făcut. Și am zis: da, tu nu te mai poți iubi, dar Dumnezeu te iubește. Te iubește atât de mult că dacă ai fi fost singurul păcătos din lumea aceasta, El ar fi trimis pe Fiul Lui să moară pentru păcatele tale. Mi-aduc aminte că m-am dus odată într-un spital, prima dată când am călătorit în Occident cu mulți ani în urmă. Cum am ajuns acolo? Se întâmplă adeseori când călătorești, frații te iau și te duc cu duba, te pun în dubă și te duc. 3 rugăciuni, 6 evangelizări, deci ești terminat. Mi-au zis: nici n-am ajuns bine de la aeroport, mergem în vizită la cineva care e bolnav, vrea să fie botezat de tine. E un om care s-a pocăit și care are cancer la stomac. Și tânărul acesta mi-a povestit cum s-a pocăit. Era în spital, a ajuns în spital în urma unui diagnostic pe care l-a primit fără să fi simțit ceva. Pur și simplu s-a prezentat la medic pentru niște probleme. El era plecat din străinătate, dintr-o familie de oameni credincioși, a ajuns dealer de droguri, din cauza asta familia l-a abandonat. A avut o grămadă de prieteni din lumea asta interlopă. Și în momentul când a primit diagnosticul ăsta crunt,
medicii au spus că nu poate să îi prelungească viața foarte mult pentru că boala era foarte avansată. L-au lăsat toți prietenii, că așa-s prietenii ăștia. Dar un grup de tineri de la Biserica Pentecostală s-au dus să-l viziteze în spital. Grupul de tineri pregătiți să cânte, cum cântați și voi, tare, așa. Ăștia erau de la Bihor și noi de la Bihor suntem așa mai pe turbo. Și ori mers cu acordeonul, cu saxofonul, ori cântat și îmi zice, mă, zice, să fiu sincer, abia mi-a așteptat să termine cântările. Și după aia unul dintre tineri a făcut o chestie. Avea un Nou Testament, zice, mi-a dat Noul Testament și mi-a spus doar atât. Să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Citește Evanghelia după Ioan. Omul ăsta care venea din lumea interlopă avea încă limbajul ăla. Zice, mă, cuvintele astea e ca și cum i-ar fi dat careva un pumn direct în plex. M-au lăsat fără respirație. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Toată noaptea n-am făcut decât să citesc încă o dată Evanghelia după Ioan, că mi-a zis să citesc Evanghelia după Ioan. Aia care începe cu la început, era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și am început să citesc și am citit și am citit și am citit și abia am așteptat să treacă săptămâna, să vină înapoi pocăiții, să termine cu cântările și să-mi vorbească despre Iisus. Mi-a zis, mie Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut că voi pleca anul acesta din lumea asta. Era cândva prin noiembrie, octombrie, noiembrie. Dar vreau să mă botez. Era slăbit și vreau să vă mărturisesc ceva. M-am botezat și eu încă o dată împreună cu el. În sensul în care omul și-a dorit să fie botezat prin scufundare. Că el a învățat că în Biblie cuvântul botez, baptizo, înseamnă scufundare. Și a zis, eu vreau să fac botezul ca la carte, așa cum scrie în Biblie. Și vreau să mă scufunz. Neputând el, pentru că era foarte slăbit, l-am luat în brațe și m-am scufundat odată cu el. Și l-am ridicat, ne-am ridicat amândoi. Marius îl chema pe băiatul acesta. Vă mărturisesc că atunci când a ieșit din apa botezului, era transfigurat, transformat, cu ochii plini de lacrimi, dar nu erau lacrimi de tristețe, fața ei era luminoasă, de o lumină parcă dumnezeiască venită dintr-o altă lume, plin de o bucurie extraordinară. Mă tot gândesc că îi văd de multe ori pe ai noștri la botez, că tot fac pe poze, unii și-ar face poze și de acolo, direct, dar din apa botezului. Rare ori mai văd oamenii plângând așa cum l-am văzut pe tânărul acesta. Știi ce interesant? Domnul i-a făcut de cunoscut că îl va lua anul acela exact în noaptea de Revelion, cu câteva ore înainte o trecut în veșnicie. Dar rare ori am primit de la cineva o lecție de bucurie cum am primit de la omul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu care i-a vorbit a fost acesta care îți vorbește. Acesta. Biblia spune că Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată puterea de a judeca a dat-o cui? A dat-o Fiului. Cel care a fost judecat de Irod într-o zi va judeca pe Irod. Cel care a fost judecat de Caiafa într-o zi va judeca pe Caiafa. Cel care a fost judecat de Pilat într-o zi va judeca pe Pilat. Și spune Biblia și spune Apostolul Pavel în Filipeni capitolul 2 cu versetul 10 și orice genunchi se va pleca înaintea lui. Pentru că s-a împotmolit puțin predica din cauza faptului că s-a întrerupt puterea, dar nu de la Domnul, ci puterea voastră, asta electrică, am să vă pun să repetați împreună cu mine, să mă ajutați și voi la predică și poate vă întrebați ce, repet eu acum cu voce tare și apoi repetăm împreună cu mine. Ne-am înțeles? Haideți să vedem. Mai întâi am spus așa, că vine o zi în care orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să repet cu voce tare propoziția asta și apoi repetăm împreună. Și orice genunchi se va pleca înaintea lui. Hai să repetăm împreună. Și orice... Ia imaginați-vă cât vezi cu ochii, miliarde și miliarde de oameni, un ocean de oameni, umăr lângă umăr, și orice genunchi se va pleca înaintea lui.
cât vezi cu ochii în stânga și în dreapta. Și ochii domnului profesor care spune că astăzi că nu există un Dumnezeu creator, că totul e rodul întâmplării și a evoluției, da. Și genunchii domnului profesor. Și genunchii oamenilor care cu aroganță spun: n-am nevoie, domne, de Dumnezeu, eu îmi văd mai departe de viața mea, da. Și genunchii acestor oameni, Biblia spune că orice genunchi se va pleca înaintea lui. Ce imagine extraordinară! Văd în Vechiul Testament la un moment dat un om al lui Dumnezeu făcând o rugăciune în fața unui altar și spunându-l lui Dumnezeu, Ilie: Doamne, Doamne, fă să se vadă astăzi în Israel că Tu ești adevăratul Dumnezeu, iar eu sunt slujitorul Tău. Și spune Biblia că pe jertfa aceea a coborât din cer de la Dumnezeu focul lui Dumnezeu și erau mii de oameni adunați în locul acela, s-au prăbușit cu fața la pământ, repetând la unison, într-un singur glas: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Ce moment extraordinar de închinare să vezi mii de oameni stând în fața unui altar și pe altarul acesta coborând focul prezenței lui Dumnezeu și mii de oameni prăbușindu-se cu fața la pământ, declarând într-un singur glas: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Mă bucur că astăzi avem telefoane să dăm live-uri, mă bucur că avem sisteme de transmisii pe internet, dar ce m-aș fi bucurat ca atunci să fi fost cineva care să filmeze faza asta, când mii de oameni, milioane de oameni se prăbușesc cu fața la pământ, fără să trebuiască să cânte muzica în surdină, fără să trebuiască să fie un lider care să spună: hai mă fraților, repetați încă o dată, ci pur și simplu, ca la un semn, prăbușiți în fața prezenței lui Dumnezeu, să spun un singur lucru: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Mi-aș dori din toată inima, oameni dragi, cei care ați făcut parte din timpul vostru în seara asta, să poposiți aici, să faceți acest popas pentru sufletul vostru, acolo în adâncul ființei voastre, să-i spuneți lui Dumnezeu așa: Doamne, dacă ce spune acest pastor și ce au spus pastorii din seriile anterioare e adevărat, vreau și eu în această zi, într-un fel sau altul, să experimentez prezența Ta. Biblia spune că acolo unde se strâng doi sau trei pentru numele Domnului, El va fi prezent și casa aceea se va numi o casă de rugăciune. Îndrăznesc să-și cer asta, nu trebuie să închizi ochii, ci în forul interior, acolo în cămăruța inimii tale, în cel mai adânc loc din sufletul tău, spune-i lui Dumnezeu, ridicând un gând, și Dumnezeu îl aude, și spune-i: Doamne, dacă în modul cel mai real Tu ești prezent aici și ce spun oamenii ăștia este adevărat, fă să simt și eu prezența Ta. Și aș vrea din toată inima ca sufletele noastre, la unison, ca la un glas, ca la un semn, în clipa asta să se proșterne, să se închine înaintea Domnului Dumnezeului nostru, care este prezent aici, iar tu să poți recunoaște înaintea Lui: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Uitându-mă la faptul că e aici o natură atât de frumoasă afară, m-am gândit că semănăm mult cu momentul ăla din istoria lui Israel, când însuși Israel, Iacov, fugind de acasă, era tânăr, fuge de acasă și noptează la un hotel de atât de multe stele că nici nu puteau fi numărate, pentru că Biblia spune că a dormit sub cerul liber și a dormit cu capul pe o pernă care nu era prea confortabilă. Spune Biblia că a dormit cu capul pe o piatră și în timpul în care dormea are un vis de la Dumnezeu. Se făcea în visul acela că de la pământ înspre cer se ridica o scară și spune Biblia că pe scara asta urcau și coborau îngerii, iar din capătul scării se prezintă însuși Dumnezeu, care îi spune așa: Eu sunt Dumnezeul bunicului tău, Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Eu sunt și Dumnezeul tău, Iacove, îmi pare bine de cunoștință. Când Iacov se trezește, spune ceva foarte dureros, zice așa: Dumnezeu era prezent aici, iar eu n-am știut asta. Pune numele acelui loc Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu, și exclamă spunând: aici este prezent Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Omule drag, aș vrea ca acest cort să fie pentru sufletul tău cu adevărat o poartă a cerului prin care tu să intri într-o relație personală cu Dumnezeu. Pentru mine n-ar fi faliment mai mare decât după întâlnirea aceasta să spui: bă, m-am dus acolo la pocăiți și cum a fost? M-a vorbit un predicator, ori cântat o leacă cam tare și el a vorbit cam tare, s-a întrerupt curentul de vreo două ori, am zâmbit de patru ori și îmi văd mai departe de păcatele mele. Mi-aș dori din toată inima că la sfârșitul acestei întâlniri să poți să spui: am fost prezent acolo și acolo e cu adevărat poarta cerului. Și la poarta cerului nu stă un pastor, nu stă un preot, nu stă Sfântul Petru ținind cheile, ci unul singur, numele Lui este Iisus Hristos.
El merită toată gloria, cinstea și slava. O, despre El spunea Petru la un moment dat, este un singur nume în care trebuie oamenii să primească mântuirea și acesta este Iisus Hristos. Iisus Hristos este Domnul. Mai zic o dată, Iisus Hristos este Domnul. Mai zic o dată, Iisus Hristos este Domnul. Și El va judeca lumea asta. Se pare că dacă se întrerupe curentul, merge mai bine predica. Știți cum va judeca lumea? Biblia spune la un moment dat, și mi-am notat aici, v-am zis că n-am schița, Biblia spune la un moment dat, într-unul dintre psalmi, că Domnul împărățește în veac și și-a pregătit scaunul de judecată. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Două cuvinte, dreptate, nepărtinire. Le repetăm împreună. Hai că le repetăm, că vreți, că nu vreți, eu la microfon. Dreptate, nepărtinire. Hai să repetăm. Dreptate, nepărtinire. Hai încă o dată. Dreptate. Și ce înseamnă cu dreptate? Adică nu poate fi mituit, nu poate fi intimidat, nu funcționează. Mi-aduc aminte că terminam o predică undeva în sudul României și la final vine un domn la mine extrem de relaxat, după ce am predicat cu mare greutate o mulțime de oameni care nu prea ascultau și în dulcele stil penticostal am predicat nu doar cu vocea, ci cu tot trupul și cu tot sufletul. Și vine unul la mine și zice, domnul pastor, te-ai chinuit degeaba. Ne-ai spus să ne pocăim, să ne scăpăm viața, să ne mântuim sufletul. Dar eu treaba asta cu mântuirea am rezolvat-o mult mai ușor decât spui dumneata. Dumneata ai spus că trebuie să credem, să ne pocăim, să ne botezăm în apă. Dar am rezolvat-o altfel. Și am zis, cum? Zice, uite cum stă treaba. Eu am pus niște bani într-un cont și la un moment dat, când voi muri, am făcut un contract la notar că toți banii intră în contul unei mănăstiri. Și cei de acolo au promis că se vor ruga pentru sufletul meu, nu știu cât, 20-30 de ani. M-am uitat la el, fix cum vă uitați unii dintre voi la mine acum. Am auzit multe în viața asta, dar conceptul de mântuire prin transfer bancar încă nu l-auzisem. M-am uitat și am zis, omule, zic, uite-te în sus. Cerul lui Dumnezeu nu-l poți cumpăra. Nu pentru că e gratuit, că harul lui Dumnezeu nu e ieftin nici gratuit, ci pentru că e atât de scump încât nu l-a putut plăti decât cea mai bogată ființă din universul acesta, care este însuși Dumnezeu, despre care Hagai spune, al tău este aurul, al tău este argintul, zice Domnul. Și zice, și i-am zis, omule bun, eu o să spun ceva, cerul a fost plătit atât de scump de un tată prin moartea fiului său și fiul lui este Iisus Hristos. Dacă vrei să ajungi acolo, El a zis, am venit în lumea asta nu să o judec, ci să o mântuiesc. El în seara asta, mă auziți, n-are haina de judecător, El are haina de mântuitor, El are haina de vindecător. El vrea să coboare în familia ta, El vrea să coboare în sufletul tău, El vrea să te ridice din starea în care te afli. Dar vine o zi în care va judeca cu dreptate. Nu merge treaba asta. Absolut deloc, pentru că El judecă cu dreptate. Nu există, după moartea mea se vor face nu știu câte slujbe pentru mine. Nicăieri în Biblie nu există așa. Biblia spune și fiecare a fost judecat după faptele lui. Dar mai e ceva, El judecă popoarele cu nepărtinire. Trebuie să recunoaștem ceva. Aici suntem și români, și romi, și probabil maghiari, și de alte naționalități. Hai să fim sinceri. Noi ne judecăm după înfățișare. Nu ziceți amin, că la asta nu vreau amin. Dar noi ne uităm la om și zicem, bă, ăsta e mai alb, ăsta l-alt e mai închis la culoare, ăsta are freza așa, bă, ăsta ce mașină are, ăsta ce școală are, câte băie ce școle are, da? Dar știți ce spune Biblia? El va judeca cu nepărtinire. Noi ne uităm, noi suntem penticostali, zice, bă, noi avem adevărul. Alții vin și spun, nu, noi adventiști, nu, vin ortodoxi și zic, nu, noi suntem, că nu suntem cei mai vechi, vin catolici. Haideți să vă spun ceva, El va judeca cu nepărtinire.
Bărbatule, dacă ai senzația că Dumnezeu se va uita la faptul că mama ta a fost o femeie foarte credincioasă, dar tu ți-ai văzut de păcatele tale, vreau să spun ceva, Dumnezeu va judeca cu nepărtinire. El nu se va uita în primul rând la meritele mamei tale, El va asculta rugăciunea mamei tale, dar El nu se va uita în primul rând la meritele ei, ci El se va uita în primul rând la viața ta. Și ascultă-mă bine, El judecă popoarele cu nepărtinire. Nu o să ai un ecuson, cum au oamenii aici de ordine să scrie mare, pentecostal, să scrie adventist, să scrie ortodox sau catolic. De ce? Pentru că El judecă popoarele cu nepărtinire. Lui nu-i pasă că ești rom, că ești român, că ești maghiar, că ești din Congo, din Eritrea sau Noua Guinee. El judecă popoarele cu nepărtinire. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Mai zic o dată, slăviți să fie Domnul pentru asta. De aceea te îndemn în această seară, indiferent din ce naționalitate ai fi, spune lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, cred că Tu îmi poți schimba viața în această zi. Și mai am încredere că unii dintre voi care ați fost aduși aici de alții și poate nu prea ați avut voi dorința de a veni, cred că totuși Dumnezeu vă poate schimba viața. Știți că atunci când te uiți așa peste oameni și deja mi-am format ochiul, vin cât mai aproape să vă dau emoții acelora care vă uitați ca să fiți atenți. Unii se uită, mă, să nu pice, să nu... Deja mi-am format ochiul și știu că unii dintre voi ați venit astăzi aici ca rod al faptului că cineva a insistat la voi și vi s-a spus, vino, te rog frumos, la evangelizare și din respect, de dragul cuiva, mă duc și eu, trece cumva seara asta. Vreau să-ți garantez ceva. În ciuda faptului că ai venit așa, totuși Dumnezeu îți poate schimba viața. Eu vă pot da un exemplu și îl dau ăsta de foarte multe ori și îl dau mai ales pentru aceia dintre voi care nu ascultați predicile mele pe internet, cei care le știți, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mi-aduc aminte că am păstorit o biserică și biserica a rămas decapotabilă, în sensul că a rămas fără acoperiș. Dar eu am decis să o las așa, pentru că aveam o râvnă extraordinară, am zis, modernizăm biserica. Era prima biserică pe care o păstoream. Frații din comitet mi-au dat curaj, până când am dat acoperișul la o parte. Și apoi mi-au zis, tu l-ai dat la o parte, tu să rezolvi problema. Și am rămas eu cu un frate bătrân, în fața acestei probleme n-aveam bani și mă rugam, Doamne, fă să se întâmple ceva. M-am rugat, Doamne, fă să nu plouă. Până la urmă ploua, dar nu tare. Și a venit la mine un bărbat de vreo 30 de ani care avea o mamă în biserică, dar care nu știa nimic despre acoperișul bisericii, n-avea nicio treabă cu biserica, avusese un vis în care Dumnezeu i-a spus, visul e complicat, nu vreau să-l povestesc și ăsta, dar Dumnezeu i-a transmis să vină la biserica pentecostală cu o anumită sumă de bani. Erau fix banii de care aveam nevoie să terminăm ce am început. Și mi-a zis, n-am avut liniște, domnul pastor, noaptea asta am avut acest vis și uitați, v-am adus acești bani. Dar văzând că treaba stă cum stă, știi, când ai acoperișul la o parte, trebuie să faci și alte lucruri pe lângă, ai dat acoperișul, e praf și altceva de trebuia rezolvat. Și zice, mă uit la voi, sunteți amărâți. Zice, eu am firmă de construcții, eu rezolv și treaba asta, dar vreau să vă spun ceva, eu nu intru în biserică la pocăiți. Pentru că mie mama mi-a zis că eu când intru prima dată, eu mă pun pe genunchi și mă pocăiesc și eu nu vreau să mă pocăiesc. Și atunci i-am zis așa, poți liniști să lucrezi cum vrei tu. El i-a zis, eu lucrez, dar numai afară, la exterior. Și am zis, și îmi place să spun de fiecare dată același lucru, când oamenii lucrează la exterior, e cineva care lucrează la interior. Și acesta e Dumnezeu. Și eram cu el pe acoperiș. Și îmi plăcea să mai glumesc cu el, să zic, mă, fii atent, dacă pici de pe acoperiș în biserică, te-ai pocăit instantaneu. Și când în sfârșit am terminat construcția, l-am invitat să vină la inaugurare, mi-a zis, eu nu vin. Omul era încăpățânat, hotărât, mi-a zis, eu mă pocăiesc, dar la bătrânețe. Dar pentru că știți cum sunt cu obligațiile de familie, unii dintre voi care ați venit astăzi știți bine cum stă treaba. Avea o soră care și-a dus copilul la binecuvântare și a zis, domne, până la urmă mă duc. Dar m-a avertizat, fii atent, domnul pastor, eu vin că sunt obligat față de sora mea, dar eu nu mă pun pe genunchi. Sau cum zice Bihoreanu, eu nu mă pun pe gerunți. Eu vin la biserică, dar nu îngenunchez. I-a zis, mă, omule, stai liniștit, nimeni nu o să te bage în seamă. Și mi-amintesc, era ora, programul începea la ora 9, era pe la jumătate, 9 fără 20, 8 și jumătate. Mai eram 3 oameni în adunare când omul acesta a pășit pentru prima dată în biserică. Când a pășit în biserică, a făcut un pas, rămânând în cadrul ușii, a căzut în genunchi. 25 de minute nu s-a ridicat de pe genunchi.
veneau oameni la biserică, nu puteau să intre din cauză că el stătea acolo în cadrul ușii, unii care erau mai curajoși au intrat pe lângă el. Dumnezeu lucra la interior. Fără să mai trebuiască să-i predicăm noi ceva, că ascultase toate predicile, așa cum și tu știi, omule, nu mai trebuie să spun eu încă o dată Evanghelia, că o cunoști bine. De ani de zile problema e, nu că nu știi, problema e că nu îndrăznești să te încrezi în Dumnezeu și prin credință să pășești înainte. Dar îți garantești ceva, indiferent că în seara asta ai venit pentru că te-a bătut cineva la cap sau pentru că ai un respect deosebit pentru o anumită persoană, indiferent care e motivul care te-a adus aici, aici e prezent Dumnezeu. În seara asta Dumnezeu schimbă viața. Mai zic o dată, unii dintre voi poate nu credeți, de aceea aș vrea să aud un amin mai hotărât. În seara asta Dumnezeu schimbă viața. Indiferent care e motivul care te-a dus la acest cort al întâlnirii, cred din toată inima că Dumnezeu se atinge de sufletul tău în seara aceasta și încă înainte ca Hristos să ia haina de judecător, când încă El are haina de mântuitor, e gata în această zi să te smulgă din starea în care te afli. Poate îmi spui, domnul pastor, m-aș pocăi, dar nu mă pot lăsa de fumat, nu mă pot lăsa de un anumit păcat din viața mea. În această zi e aici Cel care lucrează la interior. Prin Duhul Sfânt El te poate libera. Tu nu trebuie decât să crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele tale, să crezi că El a murit și a înviat și stă la dreapta Tatălui mijlocind pentru tine și că nu există nicio altă cale care să ducă pentru mântuirea sufletului tău decât calea aceasta care poartă un nume scump, Iisus Hristos. Spune-i lui, Iisuse, am nevoie de tine în familia mea, am nevoie de tine să scap din starea asta de tristețe continuă. Am alergat pe drumurile vieții și am încercat să găsesc fericirea și n-am găsit-o nicăieri, dar în seara aceasta, Doamne Dumnezeule, mă abandonez în brațele tale și îți voi spune la fel ca Toma altă dată: Domnul meu și Dumnezeul meu. Spune lui Iisus Hristos în seara asta: Doamne, am încercat toate căile și pe nicio cale din lumea asta n-am găsit fericire și împlinire sufletească, dar în seara asta, înainte ca Tu să iei haina de judecător, cât încă mai ai milă de mine și de sufletul meu, te rog, Doamne, atinge-te de mine și lucrează în viața mea. Doamne, lucrează. Am zis că am 4 puncte, dar m-am lungit cu punctul 2. Nu ziceți amin, că nu vreau să ziceți amin acum. Așa că să trec direct la punctul 4. În ziua aceea vor fi probe. Am văzut că se filmează. Și vă spun ceva legat de filmat. Am observat că e un fenomen al camerei de filmat. Știți care e? Când pune omul obiectivul, mă bucur că mă filmați, dar când se pune obiectivul pe un om care nu e atent, dar voi ați fost atenți 100%, n-am văzut pe nimeni dormind, cel puțin n-am văzut eu, vă garantez ceva. Când se pune obiectivul pe cineva, omul, chiar dacă a dormit până în clipa aia, îl vezi dintr-o dată atent. De ce? Pentru că cel de lângă el îi dă un cot și zice: fii atent, te filmează. Și vezi pe om dintr-o dată, pe unii văd așa, unii mai zic un amin. Dar știți ce se întâmplă? Oamenii care filmează știu, când se mută obiectivul, îi vezi înapoi. Sunt exact ca raza, ca floarea soarelui după soare. Dar vreau să vă spun ceva în seara asta. Atenție, se filmează. Dar nu filmează oamenii ăștia. Tot ce faci, tot ce gândești, ce spui. Dumnezeu nu se uită numai la ceea ce izbește privirea, Dumnezeu se uită chiar la intenție, adică la inimă. Dumnezeu vede și toate lucrurile pe care le faci și le intenționezi sunt notate de Dumnezeu. Vă anunț, oameni dragi, aia care stați în picioare, cei care stați pe laterală, cei care stați aici pe primele rânduri, atenție, se filmează. Dar nu filmează oamenii de aici, ci Dumnezeu însuși înregistrează toată viața ta. Acum, mi-am auzit pe unii zicând că în ziua judecății de apoi va rula filmul vieții noastre a tuturor. Nu, nu cred că se va întâmpla asta, pentru că judecata asta de apoi nu-i pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Dar nu de asta, pentru că vă dați seama ce ar însemna să ruleze filmul vieții tuturor, numai poporul chinez ar trebui să dureze o veșnicie toată judecata. Dumnezeu nu are nevoie de camere de filmat. N-are Dumnezeu nevoie de cărți. Limbajul din Apocalipsa e unul simbolic, metaforic. Toate faptele noastre sunt înregistrate în Dumnezeu. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile.
de la cea mai mică gâză care are viață până la cea mai complexă ființă, viața, ființa și mișcarea nu poate exista fără Dumnezeu. V-ați gândit că Dumnezeu înregistrează inclusiv viața oamenilor care trăiesc aici câteva zile, a trăit doar 13 zile, am văzut la înmormântarea unui copilaș, sau viața unora care ajung până la 100 de ani. Apropo de treaba asta, că ajunsul până la 100 de ani, era mai de mult, nu știu, la noi în județul Bihor, era un frate care avea aproape 100 de ani și omul ăsta foarte simpatic, în vremea aia era că primeai, dacă ajungeai la 100 de ani, un Logan, o mașină de la stat, nu știu cum, de la primărie, nu știu cum, care era sistemul. Și fratele era tare simpatic. Când mă întâlneam cu el, îl întrebam: frate, cum ești? Zice: mă rog Domnului să mă ține până la 100 de ani, că vreau să primez Loganul. Era plin de viață, verde. Știți că unii oameni parcă și la bătrânețe sunt tineri și alții și în tinerețe zici că s-au născut bătrâni. Asta e altceva. Omul ăla, un om care îl slujea pe Dumnezeu și la 98 de ani. Mi-aduc aminte că la un moment dat, pe la 90 și ceva de ani, când m-am dus acolo, să 99 către 100 când l-am vizitat, zic: frate, cum ești? Și am văzut că nu era prea bucuros. Încă se ținea binișor. Zice: frate, zice, am probleme. Se ceartă copiii, a cui o să fie Loganul? Și zice: m-am rugat lui Dumnezeu așa: Doamne, ia-mă acasă înainte să fac 100 de ani. Vreau să vă spun ceva, Dumnezeu are simțul umorului. Scrie în Biblie de vreo 3 ori că Dumnezeu șade în ceruri și râde. L-a luat pe om acasă cu vreo 3 săptămâni înainte să fac 100 de ani. Plângeau oamenii la mormântare, nu știu dacă plângeau după mașină sau după om. Acum vreau să vă spun ceva, fie că ai trăit aproape 100 de ani, fie că ai trăit doar câteva zile, totul e înregistrat în Dumnezeu. Dumnezeu n-are nevoie nici de camerele noastre amărâte de filmat, nici de cărți ca să scrie toate faptele noastre. Cuvintele folosite de Ioan sunt doar simbolice și metaforice, să înțelegem un singur lucru. Atenție! Dumnezeu înregistrează, dar Dumnezeu nu înregistrează doar ceea ce izbește privirea. Dumnezeu înregistrează ceea ce e acolo, în inima ta, exact ce îi spune lui Samuel: Samuele, Samuele, Dumnezeu nu se uită la ceea ce izbește privirea, Dumnezeu se uită la inimă. Noi ne uităm la om și ne uităm prima dată la freza lui, la aparența lui exterioară, ne vedem, ne uităm la el cât arată de credincios, dar e cineva care știe dincolo de aparențe. Și ascultă-mă, în ziua când Hristos va judeca lucrurile din lumea asta, el va judeca până și intențiile, probele vor fi în mâna lui Dumnezeu. Am o întrebare: câți dintre noi putem fi vredni să stăm în picioare înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu? Biblia spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Să nu ne imaginăm cumva că în ziua aceea Dumnezeu va pune pe de-o parte faptele bune, pe de-altă parte faptele rele, și dacă ai mai multe fapte bune decât fapte rele, vei fi mântuit. Ci Biblia spune că nimic întinat și spurcat nu poate sta înaintea lui Dumnezeu, și dacă un om a făcut un singur păcat, nu este vrednic să intre în prezența Sfințeniei lui Dumnezeu. Și acum vă uitați la mine și spuneți: domnul pastor, fiți serioși, e cineva aici care să n-aibă niciun păcat? Tocmai că nu-i nimeni. Dar a fost o singură ființă, Dumnezeu din Dumnezeu și totuși om, care a coborât sub soare și care a fost perfect curat, imaculat, neprihănit, a fost atât de sfânt încât spune Biblia că a stat în fața dușmanilor lui și le-a zis, Iisus Hristos le-a zis: care dintre voi poate demonstra că am păcătuit, să se ridice în picioare și să mărturisească acum? Și spune Biblia că nimeni n-a îndrăznit să spună nimic. De ce? Pentru că mâinile care erau întinse erau perfect curate. Vreau să spun ceva, aceste mâini perfect curate sunt gata să se atingă și de tine în această zi. Niciun preot, niciun pastor, niciun evanghelist, niciun om din lumea asta nu-i vrednic să mă dezlege. Nu există, mă duc la preot și preotul mă dezleagă de puterea păcatului din viața mea. E unul singur vrednic să mă dezlege de păcatele mele. El este Iisus Hristos. Mâinile lui au fost destul de sfinte ca să fie întinse pe lemnul de la Golgota. El a fost destul de curat să fie adus ca jertfă înaintea Tatălui pentru păcatele noastre. Și pe cruce el a strigat: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că el a suportat chinurile iadului în locul nostru. Suferința lui Iisus n-a fost atât de mult una fizică cât a fost una spirituală, pentru că toate păcatele noastre cădeau asupra lui. De aceea în această zi ai șansa să fii socotit neprihănit. Nu să fii neprihănit, să fii considerat prin credința că Iisus Hristos a murit în locul tău. Aș vrea să fac o rugăciune, dar înainte de asta nu vreau încă să vă ridicați, aș vrea să rămâneți așezați.
Aș vrea acolo unde sunteți să închideți ochii. Vreau să vă cer să stați puțin cu ochii închiși. Și am o singură întrebare. Pentru început, vreau să vă întreb așa. Câți dintre cei ce suntem astăzi aici suntem siguri că numele nostru este scris în cartea vieții? Domnule, doamnă, soră, frate, e sigur că dacă mori, că dacă lumea asta într-un fel sau altul se încheie și treci din această dimensiune materială în prezența lui Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu, poate Domnul să spună: vino, rob bun și credincios, numele tău e scris în cartea vieții? Câți dintre cei ce suntem astăzi aici îndrăznim, avem curajul prin credință să spunem: Doamne, numele meu e scris în cartea vieții, nu-s mai bun decât alții, dar prin credință pot ridica mâna sus? Poți ridica mâna sus în seara asta? Dar vreau să ții mâna ridicată sus. Ridicarea asta de mână e un steag de biruință ridicat în numele Domnului. Iac venisi, Dumnezeu e steagul meu de biruință. Dacă în această seară îndrăznești să ridici mâna, o ridici nu pentru că ai fi mai bun decât alții, nu e un semn de mândrie sau de orgoliu, ci o ridicare a omului care stă la pământ și care spune: Doamne, ridic un steag, e steagul credinței, prin el pot să stau în picioare înaintea ta. Și dacă în această seară îndrăznești, spune-i Domnului cu mâna ridicată: Doamne, îți mulțumesc că numele meu e în cartea vieții. Ai curajul să stai cu mâna ridicată sus. Poate unii din comoditate n-ați ridicat încă mâna, dar vreau să vă îndemn, dacă sunteți siguri că sunteți mântuiți, ridicați mâna sus. Și vreau să spun ceva: dacă credința ta, religia ta, cum vrei tu să o numești, nu-ți dă nici măcar această fărâmă de certitudine, la ce-ți folosește? Cu ce te ajută când mergi de înviere la biserică? Sau că te duci la pocăiți, sau că te duci la ortodox, sau că mergi în altă parte? Dacă nu ești sigur de faptul că atunci când închizi ochii te duci în prezența lui Dumnezeu, dacă credința ta nu te ajută în fața morții, ea nu este bună de nimic. Vă mulțumesc celor care ați avut amabilitatea să ridicați mâna sus. Puteți să lăsați mâna jos acum. Și vreau să vă spun ceva: cei care n-ați avut curajul prima dată să ridicați mâna, pentru că știți că voi nu sunteți încă împăcați cu Dumnezeu și vă e frică atunci când vă gândiți la ziua judecății de apoi. Și vreți în această seară să vă împăcați cu Dumnezeu, să nu mai simțiți frică, ci dragoste. Să simți dragostea aceea pe care o aduce prezența lui Dumnezeu. Împăcarea aia, noi pocăiții ne salutăm cu pace, e împăcarea pe care o aduce prezența lui Dumnezeu. Dacă vrei să primești pacea lui Dumnezeu în seara asta și vrei să fii sigur că numele tău e scris în cartea vieții, aș vrea să mă rog pentru tine și așa așezat cum ești, aș vrea să îndrăznești să ridici o mână sus, să spui: vreau să mă pocăiesc în seara asta. Vreau ca Dumnezeu să se atingă de mine. Vreau ca să știu că numele meu e scris în cartea vieții. Doamne, nu vreau să am doar o religie și religia asta să nu-mi folosească la nimic. Vreau să știu că atunci când voi închide ochii aici, voi deschide ochii și voi vedea chipul Domnului Iisus. Când voi muri în lumea asta, voi deschide ochii în veșnicie și îmi vei spune: vino, rob bun și credincios. Dacă vrei în seara asta ca Dumnezeu să schimbe viața și să spun în dreptul tău și seara asta cuvântul lui Dumnezeu: fericiți și sfinți sunt cei care au parte din întâia înviere, pentru că asupra lor a doua moarte, adică iadul, nu mai are nicio putere. Dacă vrei ca iadul să nu mai aibă nicio putere asupra ta și să fii mântuit în numele lui Iisus, îndrăznește să stai cu mâna ridicată sus. Aș vrea să vă cerba mai mult, o să cobor de pe scenă și aceia dintre voi